Partidul Liberal, căci național e mai greu să-l numești, ocărăște din greu poziția repartizată României de președinta Comisiei Europene. Comisar pentru educație, competențe, locuri de muncă, drepturi sociale, democrație. Asta pentru că rivalul lor politic, Ciolacu, a promis postul de comisar pentru economie și nu l-a obținut. E cât se poate de normal, vorba lui Ciolacu, că von der Leyen nu ne-a dat economia. România are în clipa de față una dintre cele mai proaste situații economice din Europa, iar la anul va fi și mai rău, după cadourile electorale distribuite de pomanagerii guvernamentali. Portofoliul doamnei Roxana Mânzatu nu e nici de cum gol de conținut zero, lipsit de importanță, cum croncăne PNL. Cum dracu să fie așa când are alocat 20% din bugetul Comisiei Europene? Adică 235 miliarde de euro sunt dați pe nimic? Alta e problema. Prin ce se califică România ca să-l primească? Educație? Competențe? Sistemul educațional, sub privegherea profesorului Iohannis, e o catastrofă în desfășurare, cu consecințe incalculabile. Drepturi sociale? Țipă țara în fața nedreptăților comise cu prilejul recalculării pensiilor nespeciale, în vreme ce specialele sunt bine păstrate. Locuri de muncă? Milioane de români au părăsit România. Avem un număr record în Uniunea Europeană de diasporă plecată la muncă în străinătate. Demografie. Țara noastră, potrivit datelor CIA, cu 14,6 decese la 1000 de locuitori, este pe locul 5 în lume la mortalitate. Iar la natalitate, ocupăm cu 8,5 nașteri la 1000 de locuitori, poziția 206 din 228 de state. Nu e nevoie ca România să intre în război cu străinii. E deja într-un război cu ea însăși, în care pierde mii de oameni în fiecare an. Dacă ar fi după performanțele pe domenii, nu știu dacă merităm vreun post de comisar european. Zero. Mai zice Gândirea Liberală. Portofoliul obținut de Ciolacu nu este o victorie, este un eșec. România nu avea nevoie de un comisar cu o funcție onorifică, ci de un comisar care să poată influența deciziile pe domeniile care contează cel mai mult pentru România. E o mostră de nărav românesc nevindecabil, oricâtă Europa s-ar băga în noi. Comisarul român trebuie nu să acționeze profesionist și echitabil față de toate țările Uniunii Europene, cum e fișa postului, ci să fie omul nostru din Bruxelles, care se duce acolo ca să tragă spuza pe turta României. Și în ultimă, sau de fapt în primă instanță, să nu uităm că primim aceste posturi în conducerea Uniunii Europene pentru simplul și esențialul motiv că suntem membri UE, nu pentru că am fi câștigat vreun concurs de patriotism. În primul tur al alegerilor prezidențiale îl voi vota pe Kelemen Hunor. De ce? Pentru că de 2 ani încoace este singurul politician din România care avertizează mereu în legătură cu cea mai gravă problemă a acestei țări, depopularea. Dacă continuă trendul, peste 20 de ani vom avea o țară mare, frumoasă, sigură și goală. Fiindcă până astăzi au plecat peste 5 milioane de oameni din țară și trendul încă nu s-a oprit. Plus,
natalitatea e o problemă. Putem construi câte autostrăzi vrem, putem construi ce doriți dumneavoastră. Rămâne o problemă. Și unde vor fi cetățenii? Unde vor fi oamenii? Spune Kelemen Hunor. Pe vremuri, în România ceaușistă, marca de prestigiu considerată mai bună decât ce se găsea sau nu se găsea în comerțul socialist, era refuzat la export. Domnul Iohannis a zgrepsănat pe la toate ușile NATO și UE, doar i s-o da și lui un jilț în care să se hodinească după ce a trudit de s-a rupt pentru România. A fost trimis la golf de peste tot. Acum consideră că îi se cuvine președinte la Senatul Românicii în calitate de întâiul refuzat la export al țării.